pierderi colosale pentru turismul românesc din cauza navelor de croazieră care ocolesc Marea Neagră. Până acum 3 ani, peste 70.000 de turiști ajungeau în portul Constanța pe navele de croazieră ca să viziteze frumosul litoral. Din păcate pentru noi, au venit pandemia și războiul din Ucraina și portul Constanța a început să fie ocolit sistematic de navele de croazieră. În ultimii 3 ani, deși portul Constanța are terminal de pasageri, doar navele militare n-au mai vizitat. Veneau turiștii nu numai la hoteluri, dar și pe la cravele din Dobrogea, mergeau prin excursii nu doar la mare și prin zonă ca să vadă pelicanul din Delta și să mănânce un storceac cinstit, dar ajungeau chiar și pe la București. Anul trecut erau anunțate să sosească în port 28 de nave de croazieră, dar toate au anulat fiindcă război și bombe și moarte și da, nu vrei așa ceva în vacanță. Anul acesta ar trebui să vină 5 nave mari de croazieră, însă nimic nu este sigur. Așa că plângem în pumni și fluturăm batista pe docuri în așteptarea de vremuri mai bune și prospere din punct de vedere economic pe domeniul turismului.